recorduri de autor, dacă ar fi să menționez doar trei, aș începe, bineînțeles, cu Prințesa, lucrare semnată de Alexandru Bunescu, o lucrare amplă din toate punctele de vedere, dimensiuni nemai întâlnite, nemai auzite, 20 de metri lungime, 4 metri și jumătate lățime, o lucrare adjudecată pentru 35.000 de euro. Lucrarea e compusă din 32 de bucăți, pânze, tehnica pastel pe pânză, pastel cretat, având o dimensiune fiecare pânză în parte de 2 metri și jumătate pe 1,125, în total având o dimensiune de 20 de metri pe 4 metri și jumătate, mărimea 1 la 1 a unei locomotive. Avem 35.000 odată, de două ori, de trei ori, am judecat participanții. Mi-am propus să realizez o locomotivă în mărime naturală la licență, contabilizându-mi în același timp numărul de kilometri. Acum a ajuns și în stația Artmark lucrarea. Această lucrare reprezintă practic motivația proiectului meu major, adică un tren în mărime naturală folosind mai multe medii artistice, precum gravura, pictura, sculptura, desenul pastel uleios, cretat. Am finalizat studiile de licență în cadrul secției grafică la profesorul universitar doctor, coordonatorul proiectului meu, Radu Solovăstru, actualmente rectorul Universității de Artă. Este prima dată aici la București când îmi văd lucrarea expusă în totalitate. Prețul lucrării a fost adjudecat la 35.000 de euro. Pot spune că sunt suficienți bani pentru un tânăr de 22 de ani ca să-și continue activitatea artistică în România. Pe viitor se facă și mai multe și mai mărunte. Că asta e chiar prea mare. Și să nu îi se urce la cap locomotiva. Să stea mai jos.